este să lăudăm pe Domnul și să mărim numele Tău prea înalte și așa ca la o slujbă, ca într-o zi închinată Domnului, să vestim dimineața bunătatea Ta și după masă când vom fi din nou aici și noaptea credincioșia Ta și cu formațiile, cu instrumentul, cu 10 coarde și cu alăuta în sunetele arfei, că Tu mă înveselești cu lucrările Tale, Doamne, și eu cânt de veselie când văd lucrarea mâinilor Tale. Cât de mari sunt lucrările Tale, Doamne, și cât de adânci sunt gândurile Tale, lăudat să fie Domnul. Amin. Și dintre lucrările mari și cele adânci ale Domnului vreau să vă rețin și cu ceea ce scrie aici în versetul 5, coloana din dreapta, pagina aceeași. Mărturiile Tale sunt cu totul adevărate. Sfințenia este podoaba casei Tale pentru tot timpul cât vor ținea vremurile. Căci Domnul pentru o vreme a îngăduit ca și această clădire, prin prezența noastră și a Lui, bineînțeles, să fie casa Lui, dar în primul rând Dumnezeu are o casă acolo în cer, la El acasă. Și acolo, zice profetul Isaia în capitolul 6, printr-o revelație a avut harul să surprindă un fragment de slujbă și scrie aici în versetul 3 că a văzut ființe deosebite, strigau unul la altul și ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărimea Lui. Și avem și altă mărturie, dacă vrea cineva două. Ioan a fost și el răpit în cer și scrie în Apocalipsa 4:8 că din nou aceste ființe deosebite, de excepție, spuneau fără încetare: Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu cel Atotputernic, care era, care este, care vine, slăvit să fie Domnul. Sfințenia este podoaba casei Domnului, este atributul fundamental al lui Dumnezeu. Dumnezeu are multe atribute, multe calități, despre El se pot spune multe, dar dacă se poate spune ceva, mai întâi de toate, că Dumnezeu e Sfânt. Și scrie în 1 Petru capitolul 1, versetul 15. Citim și 14. Ca niște copii ascultători, și ne adresăm la copii, astăzi e cina Domnului, dar sunt aici și din cei care au primit Duhul Sfânt, din cei care sunt crescuți și ei în adunare și schemați și ei să-L cunoască pe Domnul, ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință, ci după cum Cel ce v-a chemat este Sfânt, și am amintit aceasta, și iată ce spune pentru noi: fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, se citează din Levitic, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Doamne, ajută-ne! Aș vrea să privim la sfințenie în două ipostaze ca să o înțelegem. Dar vă întreb mai întâi, ce înțelegeți dumneavoastră prin sfânt? Cum definiți sfințirea? Copii, tineri, voi sunteți obișnuiți la școală cu definiții. Ce definiție ați da sfințirii sau unui om sfânt? Cum l-ați identifica și califica? Sfințenia are două aspecte. În primul rând înseamnă ceva curățit. Ceva ce a fost, ceva ce a devenit pur. Și asta se vede foarte clar în sistemul levitic al Vechiului Testament. Obiectele erau spălate cu apă, erau stropite, oamenii erau spălați, erau stropiți. Curățirea este primul aspect al sfințirii. Să vă citesc doar așa pe scurt. Pune Scriptura în cartea Exod, capitolul 40, când au fost pregătite toate obiectele și oamenii pentru a începe slujba în locașul sfânt. Exod 40. Observați cum le prezintă pe toate să le așeze la locul lor și citesc de la versetul 9, să iei un de lemnul pentru ungere, să ungi cu el cortul, cu tot ce cuprinde el, să-l sfințești, cu toate lui va fi sfânt. Apoi versetul 12. Să aduci pe Aron și pe fiii lui la ușa cortului întâlnirii, să-i speli cu apă.
să îmbraci pe Aaron cu veșmintele sfinte, să-l lungi și să-l sfințești ca să-mi facă slujba de preot. Noi, în nou legământ, cum am fost sfințiți? Spune Apostolul Pavel, citesc din 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 2, către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfințiți. Da, aceeași epistola 6 cu 11, după ce enumeră câteva stări de păcat, zice, și așa erați unii din voi. Dar ați fost spălați, deci procedeul ca și esență este același. Sfințirea se câștigă în urma spălării, a curățării. Ați fost sfințiți, ați fost ocotiți nepriniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului Celui Viu, mărit să fie Domnul. Și acum vă citesc din Evrei, în capitolul 9 ni se spune de sfințirea din Vechiul Testament și apoi în 10 de cea din Noul Testament. Evrei, capitolul 9, vă citesc de la versetul 10. Niște porunci pământești date ca toate cele privitoare la mâncări, băuturi și felurite spălături. Versetul 13. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați îi sfințește. Și ce-i sfințirea? Le aduce curățirea trupului. Acum versetul următor pentru noi. Cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți. Pe ei curățea pe din afară, dar auziți ce face sângele Domnului, vă va curăți și pe dinăuntru cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu, slăvit să fie Domnul. Întoarcem pagina, ținem din capitolul 10, versetul 10. Prin această voie, adică prin faptul că Domnul a voit să se dea jertfă pentru noi și a curs sângele spălării, al ispășirii, am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului Iisus Hristos odată pentru totdeauna. Versetul 14, căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Întreb eu pe cei ce au primit Duhul Sfânt zilele astea. Sunteți conștienți, dragi copii, dragi tineri sau de alte vârste și noi ceilalți, de ce nu? Că noi prin Domnul Iisus Hristos am fost sfințiți. Și asta e mult mai mult decât cerea un sânge de animal în Vechiul Testament sau știu eu ce apă preparată, nu știu cum, și alte lucruri sfinte care erau atunci. Oare ne dăm seama ce s-a întâmplat acolo la crucea Golgotei? Îmi spunea un tânăr, frate, știi când am fost botezat cu Duhul Sfânt? Tocmai când am pronunțat Golgota și mă gândeam la Domnul. Că nu se poate să primești Duhul Sfânt până mai întâi să nu fii curățat. Asta a spus Petru, scrie în Fapte, capitolul 15, când s-a justificat în fața slujitorilor, cum de-au primit Duhul Sfânt cei din Cezarea, din casa lui Corneliu. Fapte 15, versetul 9, n-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință, slăvit să fie Domnul. Asta e primul aspect al sfințirii. A fost sfințirea inițială, să o numim, prin curățare. Dar sfințirea mai are o dimensiune. Și asta spun în mod accentuat pentru cei care sunt la cina Domnului și pentru slujire. Sfințire mai înseamnă ceva pus deoparte și consacrat pentru Dumnezeu. În Vechiul Legământ se putea cineva să fie sfințit pentru permanență, pentru toată viața. Leviții au fost luați, aduși în fața adunării, în locul întâilor născuți, și i-a luat așa în brațe și i-a legănat ca simbol că i-a dat Domnului. Nu mai aveau drept să aibă moșie în țară, trebuia să rămână tot timpul la serviciul sfânt al templului, după cum le era orarul, mai exista sfințire temporară. Și scrie în Numeri, capitolul 6, dacă cineva voia să se separe de ceilalți, să trăiască într-un mod cu totul consacrat, era timpul de nazireat. Și trebuia să fie foarte atent ce consumă, tot ce face, de ce se atinge.
Asta era voluntar, dar existau anumite cerințe comune. Sfințire întâlnim pentru 3 zile sau sfințire pentru o zi. Pune Scriptura, vă citesc din cartea Exod, capitolul 19, unde este scris despre momentul de la Sinai, de la versetul 10. Du-te la popor și sfințește-i azi și mâine și pune-i să-și spele hainele. Să fie gata pentru a treia zi, căci a treia zi Domnul se va pogorî în fața întregului popor pe muntele Sinai. Acest principiu a rămas tatuat în Israel, așa cum îl întâlnim și în cartea 1 Samuel, capitolul 21, când ajunge David la preoț, la Nob, îi zice, citesc versetul 3, dăm 5 pâini sau ce se va găsi? Preotul a răspuns lui David, n-am pâine obișnuită la îndemână, ci numai pâine sfințită. În ce sens a fost sfințită? A fost pusă deoparte pentru Domnul. Doar dacă oamenii tăi s-au ferit de împreunarea cu femei. David a răspuns preotului, ne-am ferit de împreunarea cu femei de 3 zile de când am plecat. Și toți oamenii mei sunt curați. Observați cele 2 aspecte ale sfințirii? Aici este necesitate în vremea noastră sub ambele aspecte. Pe de o parte, a fi curățiți înseamnă a fi spălați de Domnul și între timp, dacă ne-am mai murdărit, să ne spălăm din nou. Și chiar spălarea picioarelor este un simbol a unei spălări parțiale. Botezul este spălare integrală, spălarea picioarelor spălare parțială. Pentru că pe parcurs mai pot să apară murdării în umblarea noastră. Dar acest aspect al sfințirii, al doilea, consacrare, nu are de-a face numai cu a nu fi păcătos, ci cu a fi pus deoparte pentru Domnul. Este timp și pentru familie, dar iată că trebuie să fie timp în care să fim consacrați și să lăsăm viața de familie, zis așa, în stand-by. Asta nu înseamnă să nu ne facem îndatoririle cotidiene, cele gospodărești, dar ați sesizat ceea ce am citit. Această diferență este în evidență și în ceea ce vă citesc în Noul Testament, în 1 Corinteni, capitolul 7, scrie la versetul 34 despre fete. Că o fecioară se îngrijește de lucrurile Domnului, ca să fie sfântă și cu trupul și cu Duhul. Acum, cu Duhul trebuie să fie sfântă tot timpul, nu? Dar cu trupul? Ea ca fecioară poate tot timpul, că nu are familie. Dar familiștii? Zice în versetul 5, să nu vă lipsiți unul pe altul datoria de soț, decât doar prin bunăvoială pentru un timp, ca să vă deliciți cu postul și cu rugăciunea, apoi să vă preunați iarăși ca să nu vă ispitească satana din pricina nestăpânirii voastre. Lucrul acesta îl spun ca o îngăduință, nu fac din el o poruncă. Și unii tare ar vrea să se ascundă prin faptul că nu-i poruncă. Nu-i poruncă pentru cine e nestăpânit. Dar pentru cine-i stăpânit sau pentru cine-i sub stăpânirea Domnului, nici nu se mai pune problemă. Când în mod voluntar familia se angajează și chiar m-a sunat un proroc bătrân din țară și mi-a spus, frate, în vremea asta poporul nu se sfințește, nu se pune deoparte. Și cred că această lipsă de sfințire prin punere deoparte are de-a face în fond și cu primul aspect al sfințirii, că sunt, așa cum am citit în Petru, sunt poftele care îi tărăsc pe oameni. Și nu îi lasă, poftele n-au stăpânire peste pofte, n-au control ca să se poată dedica înaintea Domnului. 3 zile îi stabilit de biserică în general pentru cina Domnului, dar sunt apoi sfințire pentru o zi, zilele de post. Vă citesc de pentru asta încă din Vechiul Testament. Se întâmpla așa ceva, Numeri capitolul 11, scrie în versetul 18, să spui poporului, sfințiți-vă pentru mâine. Și acea sfințire începe din seara zilei anterioare, că doar așa le-a spus. Sau avem cazul acela, sfințirea asta poate fi dată de diferite motive. Iosua, capitolul 7, sau și în capitolul 3, avem versetul 5, sfințiți-vă pentru mâine. Mâine fiind o zi specială. Nu în toată duminica e cină, dar în toată duminica venim la adunare. Și ar trebui să știm sâmbăta că ne sfințim pentru mâine.
Dacă stabilim pentru vineri post, știm joi că ne sfințim pentru mâine. Și s-a întâmplat și în cazul problemei cu Acan, când Domnul a cerut, Iosua 7:13, scoală-te, sfințește poporului. Spune-le, sfințiți-vă pentru mâine. Să ne ajute așa, dar Domnul, cum am citit din 1 Petru, capitolul 1, revin la cele două aspecte ca să ni se întipărească bine în minte. 1 Petru 1:15, fiți sfinți în toată purtarea voastră. Dragi copii, dacă ați primit Duhul Sfânt, fiți sfinți în toată purtarea voastră, la școală, în toată purtarea voastră, acasă, în orice împrejurare, când ieșiți în oraș, când suntem la serviciu, sfințenia care are de-a face cu îndepărtarea oricărui păcat, cu eradicarea oricărei stări vinovate, cu pofte, cu mânie, cu ură, cu toată lista păcatului. Și vă citesc ce scrie mai departe Petru aici. Sunt două atenționări și la cină, iarăși știți, cine-și permite, în chip nevrednic, se face vinovat, zice în versetul 17, și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire, pe fiecare după faptele lui purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Să fim sfinți, că Dumnezeu e sfânt și ne poate arde. Apoi să fim sfinți, că s-a plătit mare preț pentru sfințirea noastră. Că știți că nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care moștenise la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos. Cu ce soluție am fost noi sfințiți, că scriam profes, poți te speli cu sodă, cu ce vrei, nu iese murdăria. Dar când a fost spălat cu sângele lui Hristos, a ieșit toată murdăria. Din întreaga noastră ființă, mărit să fie Domnul. El a fost cunoscut mai înainte în temerea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi. Și aș vrea în încheiere să reiterez câteva principii care derivă de aici, scrie în cartea Exod, capitolul 29, asta pentru cina Domnului. Numai cine-i sfânt poate mânca din lucruri sfinte. Scrie în Exod 29, versetul 31, să iei apoi berbecile pentru închinarea în slujba Domnului, să pui să-l fiarbă carnea într-un loc sfânt, Aron și fiii lui să mănânce la ușa cortului întâlnirii carnea berbecului și pâinea din coș, să mănânce astfel tot ce a slujit la facerea ispășirii. Noi mâncăm ce a slujit la facerea ispășirii, trupul și sângele Domnului. Să fie închinați în slujbă și sfințiți, nimeni altul să nu mânce din ele, că sunt lucruri sfinte. Dacă femeia se făcea vinovată de adulter și ea spunea că nu e vinovată, îi se dădea să consume, scrie în numer 5, niște ape amare. Dacă era vinovat, trupul ei suferea și murea. Apoi ce ziceți dumneavoastră? Ce e mai periculos să consum din lucruri sfinte dacă nu e sfințit? Apele acelea mare sau trupul și sângele Domnului? Diferența e inconfundabilă. Și un alt principiu, scrie în numeri capitolul 16 și legat de acesta, s-a întâmplat o răscoală. Și eu aș spune că răscoala asta este acolo unde oamenii spun așa cum scrie în Maleahii, ce mai atâta osteneală? Că-i beteag, că-i șchiop, la masa Domnului merge. Nu merge. Că-i masa Domnului. Și au zis Core și ceilalți, da, și noi avem dreptul să ne apropiem. Și a zis Moise, versetul 5, mâine Domnul va arăta cine este al lui și cine este sfânt. Și îl va lăsa să se apropie de el. Versetul 7. Mâine puneți foc în ele, puneți tămâie înaintea Domnului, acela pe care va alege Domnul să fie sfânt, destul copiii lui Levi. Și asta nu trebuie să spun eu, sau să spuneți voi, suntem sau nu sfinți. Va dovedi Dumnezeu, dacă te lasă să te apropii de el și rămâi în viață și ești sănătos și progresezi, înseamnă că Dumnezeu te-a acceptat ca sfânt. Dar s-au ars aici. Oamenii aceia n-au ajuns până seara. Și acum adaug ceva, așa mi se dă, ca nu cumva unii să se sperie în mod nefondat. S-ar putea, vă citesc din cartea a doua a Cronicilor, capitolul
30, da. S-ar putea cineva să nu fi făcut sfânta curățire, cum zice aici, versetul 17. Unii nu erau curați ca să se închine Domnului. O mare parte din popor, mulți din Efraim, Manase, Sahar, Zablon, nu se curățiseră, au mâncat paște nu după cele scrise. De aceea noi ne rugăm înainte de cina Domnului și scrie aici. Ezechia asta a fost un om evlavios. El le-a spus că trebuie să sfințească, dar ăștia acum veniseră. Ei n-au fost educați. S-a rugat zicând, Domnul care este bun să ierte pe toți. În ce condiții? Chiar dacă n-au făcut sfânta curățire. Cei ce și-au pus inima să caute pe Domnul Dumnezeu părinților lor, măcar că n-au făcut sfânta curățire, Domnul a ascultat pe Ezechia și a iertat poporul. Și versetul 27 zice, preoții și leviții s-au sculat, au binecuvântat poporul, glasul lor a fost auzit și rugăciunea lor a ajuns până la ceruri, până la locuința sfântă a Domnului. Dar asta să nu se repete și altă dată. Dar cine știe dacă Domnul a ascultat rugăciunea celor ce s-au rugat ca să fie iertați și ce au mai avut câte o scăpare, fie că au păcătuit, fie că nu s-au pus deoparte pentru Domnul în zile de post și așa mai departe. Cred că aici ne-a lăsat Domnul cugetul care să ne încredințeze, să ne dea drept sau să ne rețină, de aceea în general la cină frații spun fiecare după cugetul lui. Noi avem datoria, scrie în cartea Ezechiel, capitolul 22, că nu făceau ei atunci și noi vrem să o facem acum, 22, versetul 26, preoții lui calcă legea mea, împângăresc lucrurile mele sfinte, nu fac nicio deosebire între ce este sfânt și ce nu este sfânt și nu învață pe oameni să facă deosebire între ce este necurat și ce este curat. Și pentru ca să înțelegem mai bine prețul și jertfa care a fost dată, vreau să spun câteva versuri. Am câteva motive să le spun, le spun în ordine crescător, valorică. Am cunoscut autorul acestor versuri. Mă zidesc pe mine, mă încântă sufletește și intelectual aceste versuri. Mai mult, vreau să le spun pentru copiii care nu pot să rămână la cină. Unii au primit Duhul Sfânt. Și cel mai mult, vreau să le spun așa cum ne-a poruncit Domnul în amintirea morții Lui. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Golgota, toți am auzit că este punctul definit de unde se formează o cale ce schimbă legile morale cu noi efecte vizuale și un intelect desăvârșit. Golgota, așa privit în schemă, rezolvă cea mai grea problemă. Abrog un cod sever de legi, legrementează o extremă, prin har, prin legea cea supremă, se șterge vina lumii întregi. Atunci când omul a căzut denaturat de Belzebut, prin arborele atractiv la roade, s-a întocmit acel statut, iar vremurile au trecut în funcție de perioade. Dar când a fost trimis din cer ca cel mai nobil caracter, Iisus Hristos, unicul Fiu al Dumnezeului Divin, Iisus e Salvator Divin, cum l-a prezis Car și Caiafa, în besnă s-a făcut senin, o spun profeții cu suspin, cuvântul lor e da, amin, iar Duhul Sfânt și-a pus parafa. Înlocuind vechiul Talmud cu noile orânduiri, azi de la nord și până la sud se publică și se aud aceste reconstituiri ce le-a gândit Cerescul Tată cu omenirea ruinată. La cruce s-a evaluat salvarea noastră din păcat. Aici s-a reconstituit destinul nostru prăbușit, murind în locul meu și al tău, Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Prin El avem noi biruință, prin El suntem nemuritori. Veniți la Domnul cu credință, veniți cu lacrimi de căință, El merită recunoștință din partea noastră a tuturor. Să curgă lacrima și voi de ce a făcut El pentru noi. Aici la Golgota când vii, te angajezi și te înscrii prin dragostea care ne reagă de El pe o veșnicie întreagă. Tot ce se alege pentru cer, Golgota e punctul de reper. Golgota reprezintă viața și soarele cu raze sfinte, lumina ce alungă ceața și îndoielile din minte, izvorul apelor divine și cumpăna înțelepciunii. Mulți însetați trec pe la tine, dar se adapă numai unii.
aici e poarta, siguranța, aici e scara către cer, aici a încolțit speranța din bobul marului mister, aici e moartea condamnată ce a luat tribut greu de la noi, iar bicile de altă dată le arde jertfa prea curată a marului păstor de oi. Apoi cenușa rezultată din tot ce a fost păcat și pată, simbolic este aruncată afară în buncăr la gunoi. Golgota este un atestat în marea luptă ce s-a dat, ca să salveze toți păgânii, acolo pe diavol căpățânii. Golgota este amintirea acestui nume glorios, care salvează omenirea și realizează mântuirea, Emanuel Iisus Hristos. El s-a lăsat zdrobit de lideri, legat la stâlpul infamiei, ca să ne facă pe noi liberi, descătușați de orice robie. Golgota-i tronul libertății, loc al eternului repaus, un turn în mijlocul cetății ce face ordine în haos, steaua polară a dimineții ce arunga besnilor năluci când vrei să iei din nori vieții și nu știi încotro să apuci. Golgota-i axa veșniciei, toți gravităm în jurul ei, o stea în centru galaxiei ce a răsărit pentru iudei, dar se uscară niște ramuri și au fost tăiate din măslin. Credința a trecut la neamuri să fie numărul de plin. La cruce Dumnezeu și omul se întâlnesc și se împacă. Aici este aerodromul cu pasagerii care pleacă din nou spre casa părintească. Edenul care l-am pierdut. Hristos vrea să ne mântuiască, să fim din nou ca la început. Aici nu e Eva vinovată, nici șarpele acuzat mereu. Oglinda crucii ne arată că devenim la judecată. Erai și tu, eram și eu. Dar glorie și osanale să fie aduse acelui. Cine a ieșit la toți în cale și vina mea și a dumitale, el a luat asupra lui. A trebuit ca el să moară ca să ne scape din infern. Iar viața aceasta care zboară și în țărână ne coboară, când va veni a doua oară, să o prelungească în etern. O, n-avem buze, n-avem grai, n-avem cuvinte suficiente spre a-i mulțumi în orice moment de acest măreț eveniment. Și ca să nu dăm faliment, hai să ascultăm de testament. Și cu acest deziderat, dacă doriți cu adevărat, a cerului împărăție, eu vă felicit prin poezie și vă doresc anticipat mult har legat de o veșnicie. Amin. Mult har.